Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minimă ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Masaj. Nu te rog. Bine, dar plătești. Da. Iubire, iubire, tu ai dat părți? Mi-am pufăit sufletul un pic, dar n-am nimic. Păi nu ți-e rușine, mă. Da, e... Unde ai fost, mă, la vânătoare de dihori? Adică... Vedeți, mă, din cauza voastră, de asta merge țara de zis că stă. Că când unul muncește, el aș râde de el. Ai muncit tu, pe dracu. Zic că te-ai ascuns în pumela restauratului ca să poți să dormi căpus până aici. Numai cine nu muncește, nu puțește. Deci eu n-aș vrea să miroși și eu amente ca Hasan. Auzi, ia să nu te mai frece pe tine grija de Hasan al meu. Mai bine du-te și spală-te, că dacă ne puți pereții, iar trebuie să renovăm casa. Aoleu, dau lacrimile. Ce e? Dar ce te-a pus, mă, cu anachirița să faci? Ratatui de miroșa și o bolan mort? N-am mai avut brânză de aia puturoasă și te-a rugat pe tine să inobilezi o brânză normală, ținând-o la sub braț? Faceți mișto ca proștii, dar abar n-aveți cât de greu e să fii cocalar. Că asta trebuie să fiu azi, cocalar. Mărlare, tu ești de o viață. Eu nu înțeleg de unde e efortul de a fi azi. Aoleu. Sunteți gata? Hai că trebuie să... Bă, dar a ce putem așa? Iar mâncați pufuleți din aia cu ciorap surpriză? Nu e de la noi. E daf lăsată, Mărlanu. Păi, dar n-a fost la chiriță la cursuri? Cum de la primit aia puțin de așa? Sau a avut cumva curs de brânzeturi franțuzești? Așa am crezut și eu inițial. Dar se pare că nu. Ne-a zis că pute așa pentru că azi a fost cocalar. Adică șmecheraș din ăla care blochează cu BMW-ul liniile de tramvai? Dar ea nu put, mă. Că le-a intrat în piele mirosul de brăduț odorizat de la oglindă. Că l-a lovit. Ce drag. Ăla e sensul peiorativ al cuvântului. Cocalar e o gherțoi care face ceva, dar nu mai știu exact ce. Stai puțin, stai. Nu, e invers. Cocalar e un gherțoi care nu face nimic. Caută prin gunoaie. Adică exact cum am zis eu, că a dormit în pubelă. Bă, ce l-am mirosit. Sper să nu fie afectat căile respiratorii irreversibile. Sau, șmecheraș de cartier, bișnițar. Așa zice la Dex. Păi dacă a renunțat la cursurile de bune maniere ca să se reîntoarcă la vechile metehne, adică bișniță cu Igor, păi eu îl zbor din administrație de nu se vede. Vezi? Tot la vorba mea ajungi. Și-am mai stresat-o și pe madame Chirița, degeaba trimițându-i cocalarul pe cap. Igore, ce-am vorbit noi, mă? Ai nu face pe prostul cu mine. Adică eu mă chinui să-l aduc pe Mărlanu pe drumul cel bun, să-l cizelez și tu mi-l faci iar cocalar? Vezi că stau cu ochii pe tine. Putem să ardem fotoliul ăla? Mă, cu cine vorbește, mă, alifiul ăsta la telefon? Că doar o să hlizește în continuu.
O avea vreo gagică și a găsit? Pe mine mă întreba, Fiorete, tu dormi cu el în pat, ar trebui să știi dacă se hățână. Am ce rușine, scroaf. Te pup. Veni, zrâț! Tocmai am fost informat de la centru că anul acesta competiția sportivă a Ministerului de Interne, adică Dacia da Poliției, se va ține la noi în secție. Yeah! Yeah! Da, deci e clar că trebuie să participăm ca să onorăm onoarea pe care ni s-a face. Care? Nu pe care. Știu, o să fie care pe care. De-aia am și zis. Și n-avem ce face. Dacă e să participăm, o să pară că boicotăm competiția. Exact cum a făcut rușii la Olimpiada de la Los Angeles și viceversa, adică americanii la Moscova. Stai că s-a pornit gazeta sporturilor. Și ce să ciudă ca memorie de elefant și nu greutatea lui. Gata? Păi ce gata vrei, nu vezi? Te rog. Păi noi exersăm fair play-ul, nu mâncătoria. Păi spune ei, nu mie. Și acum altă problemă. Vezi că noi nu suntem așa sportivi din fire. Cine-s participe? Nu vezi pe... Că asta când fie numai când ridică vocea, dar minte să mai... Bine că ești cum, mă, campion la trasul cu aerele. Hai, sitie. Gata, am zis să păi încet. Păi nu vezi, bre. Bă, noi vorbim lucruri serioase, bă. Vorbim serios. O să participăm. Participăm. Ordonați. Ciorete, nu mai mă joc cu tine niciodată. Păi mâine vreau. Continuați. O să participăm la sporturi statice. Care nu implică nici gâfâială și nici forță. Dacă e pe dătrastea, pe popone să-l treceți la șah. Că e singurul dintre noi care știe să așeze corect piesele. Foarte bine. Și dacă el e la șah, eu să știți că vreau să mă bag la table. La table, că eu chiar sunt foarte competitiv la... Măi, eu tot la șah aș fi vrut, în ceea ce mă privește, că e treabă de inteligență. Da, dacă s-a băgat Poponeț primul în fața mea, o să rămân și eu la tablă ca să te antrenez, mă, Chiorete. Cu o mână o să zgudui zărurile, iar cu cealaltă prin buzunar... Șeful! Să număr banii, Chiorete, la ce te gândești? Ce minciuni ai zis, lu' Popă Zămă? Ce beșniță te-am pus eu să faci? Nu i-a zis nimic, boss, să știi că nici n-am pronunțat numele lui Matale în ultima săptămână. Și atunci de ce mi-a zis, mă, președintele, că redevii cocalar din cauza mea? Nu redevii nimic, boss, că n-am fost niciodată cocalar, dar abia acum am aflat ce înseamnă cuvântul. Să știți că toți îl folosiți greșit. Băi, Mărlane, uite care-i treaba, mă, te-am sunat pentru lecții de limba română. Știu, boss, dar vă prinde bine să mai învățați câte ceva, că sunteți praf. Ce-a făcut, mă? Bă, stai puțin, că nu te-am auzit bine. M-ai făcut praf? Cum să te fac praf, boss? Păi pot eu să te fac praf pe Matale, mai ales că ești tătic la carăți. La subiectul discuției mă refeream. Ăla e praf. Cocalar nu înseamnă gherțoi de ăla care se dă cu BMW-ul pe liniile de tramvai. Cocalarul e ăla care prepară coca. Bă, Mărlane, nu știu ce are telefonul ăsta, că nu se aude calmea. Bă, tu ce ai zis? Ai zis că prepari coca? Exact, dar am făcut puțină, boss, că sunt la început în meseria asta, n-am făcut decât vreo un kil. Dar a ieșit bombă! Am o rețetă secretă, de-aia moștenită din tată în fiu și din bătrâni încoace. Da, n-am voie să o scot din laborator, de-aia e secretă. Băi, Mărlane, tu ai nebunit. Cum poți să vorbești despre așa ceva la telefon? Stai liniștit, boss, că n-am divulgat nimic important, doar nu sunt prost. Știu că toate telefoanele s-au ascultate, inclusiv ăsta. Și dacă îmi păstrez secretul, mă omoară jupâneasa. Ce jupâneasa? Bă, stai puțin, nu înțeleg. Șeful este o femeie? Cum o cheamă? Coana Chirița, patroana de la miliștea. Te-aș invita să vezi cum prepar coca, dar jupâneasa nu lasă persoane străine în zona de producție. Hai, te-am pupat, mai vorbim. Ia uite, mă, Chirița e traficantă. Interesant. Înseamnă că de asta a descinzit mai dispozitivul de poliție la ea. Hai, noroc, mă, pupăză! Ce-ai făcut, mă, inconștientule? Mă, dacă te-ai apucat iar de bișniță, o să-mi fuzi pușcăria din nou, să știi. Nu m-am apucat, mă, ce ți-a venit? Cât să fac eu bișniță? Nici n-aș avea timp, că sunt la Madame Chirița de dimineață până seara.
Și viu frând acolo, cum a nebunit cu cursurile alea lui de bune maniere. E greu. Auzi, Mândrane, lasă vrăjeala ca martori care te-au auzit când ai zis că ești cocalar. Te referi la Emma și la Hasan? La ăia, mă, pe ăia, ăia nici nu știe limba română, bă, semidocție. Habar n-are ce înseamnă cocalar. Ia, ascultă aici. Cocă. Omul care face cocă, cocalar. Cocă, cocalar și invers. Mărlan, sigur nu minți? Că dacă aflu contrariu... Nu mint, pupă, să uite să nebunesc, să mă jur pe cea mai sfânt. Uite să mori tu dacă te mint. Ce te uiți? Uite, na, vezi, ai murit, s-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic, deci n-am mințit. Pupă, da! Pupă, da, stai liniu! Te-a luat inima! Hai, mă, că am glumit! Ce glume de rat ai în tine? Vrei să mă omori cu glumele astea sau ce? Da. Domn președinte, ai telefonul securizat pentru că am o informație top secret. Nu mai poți să ai încredere în nimic astăzi. Vino la vorbitor că e mai sigur. A, nu, unde-i vorbitorul ăsta? Ce glume ai, mă, Mărlane? Ia să vedem, hai fetițele și vine și ai șasele. Bă, mai nenorocit, cred că ai mâncat de la când erai. Hai, crede. Prea ai cu norocul, bre. Băi, mai terminați odată, că nu mai pot. Aveți 24 de ore de când frecați zarurile alea, îmi crapă capul. Craful scrapă de la jumări, madame, nu de la zgomotul nostru. Că el s-a umflat dintr-o dată cu purtătoarea, de la cărțiune. Băi, rățieluși, bă, de ce nu te duci tu în poz la pupăză, mă? Du-te, mă! Poți doar liniștit acolo, mă, ca Belfera. Și le liberezi și pe Poponeț din poz. Se duce omul acasă să se antreneze la șah cu Teo, să... Ia, uite, chiar te... Mai... Ah! Ia, las. Ia. Că și eu aș juca un șac, dar n-am cu cine. Că prea m-am săturat de tablele astea, jucate ca burlaci. Ia, uite! Ia! 2-1! Iată-i, Iată, hai să-ți arăt tehnica. De unde vine? Frești, 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 frești! Și le scuipi! Ia uite! 6-6! Pis, pis, miau. Încă 10 minute și muream asfixiat. Bun. Am aflat cu ce se ocupă Mârlanu, dar nu puteam să spun prin telefon, pentru că altfel ar fi folosit dușmanii informația împotriva ta. Mai zi-mi o dată, că nu mai... Mârlanu s-a apucat de droguri. Hai, mă, că nu arată drogat. Bine, mă rog, poate nu se vede că el e întotdeauna varză, dar totuși... Na, Mârlanu nu este consumator. E dealer? Dar de unde știi? De la el. Mi-a mărturisit în speranța că o să-i distribui eu marfa. Cum să-i o distribui tu? Păi ce, Mărlanu e importatorul? Hai, mă, termină cu prostiile. Ăla are maxim bani de o șaurma la mâna a doua. Dar uite, să aibă de droguri, de astea. Nu este importator, e mai rău decât atât. El le prepară, este producător. Exact ca ăia din Breaking Bad sau de Narcos sau, mă rog, și așa mai departe. Este așa, dar de unde știi? Bineînțeles că tot de la el, pentru că a făcut o spovedanie completă. Prepară coca, simplu. Coca. Omul care face coca, cocalar, coca. Păi pentru cine prepară? Că nu putea să-și facă singur cartel de droguri. Că nu se descurcă cu cartela de la metro, dar aminte cu Ghita mai cartelul de droguri. Prepară pentru patroana de la Miriștea. Ea este jupăneasa drogurilor. E... Ce? Păi fii atent aici. Dacă ai venit cu Caterinca la președintele poporului, să știi că mă enervez rău de tot și te bag de nu mai ieși. Și te mai dau și afară din vila în care stai. Ai grijă. Domn președinte, mie nu-mi arde de glume. E adevărat că inițial și mie mi s-a părut Caterinca, dar după ce am pus toate lucrurile cap la cap, mi-am dat seama că nu este așa. De ce crezi că are tot timpul localul plin? Pentru că oamenii vin să cumpere droguri. Cum justifică ea lucrul ăsta? Spunând că afacerea merge foarte bine. Cu alte cuvinte, spală bani. Eu n-am știut că aia face... Este evident, pentru că doar nu era să-ți ceară traficanții permisiunea să prepare droguri. Doar nu ești Escobar. Păi și ce mă fac? Că dacă află presa, o să zică că eu am obstrucționat percheziția. O să ajung un fel de președinte traficant.
Adică eu și ea din America Latină. Mă, dar totuși mie nu-mi vine să cred că Madame Chirița este capo di tutti capi. Dar ce zic eu capo? Ceapo? În mai toate cazurile, mama șefului cartelului este jupăneasă. N-ai văzut și în umbre? Pavlu lucrează pentru Madresita. Madresita? Pentru mama lui Esteban? Nu știu cum îi cheamă pe ea din serial, dar mă rog, asta dacă vrei putem afla, nu e o problemă. Interesant. Foarte interesant. Grazie! Ce faci? Băi, îmi cer mii de scuze. Crede-mă că nu se mai întâmple niciodată. Te rog frumos să mă ierți. Dar nu mai pot de oboseală, mă, ca acasă nu pot să mă odihnesc din cauza lui Matescu și al lui Chiorete, care joacă table non-stop. Da, mă, lasă, caute și tu o scuză mai bună, că nu te cred. Dar cât ești tu de autoritară, indiferent ce-ar face, ea n-au cum să te dea afară din casă. Ia zi, ce face Doruleț? Mamă, ce să facă, e bine, și dacă mă întreb dacă m-am împăcat cu el, nu! Nu o să mă mai împac cu mitocanul ăla arătos. Ăsta fițos am vrut să spun. Oh, da, asta vrei să spui, arătos. Hai, dăm drumul în casă. Da, imediat. Hai. Arătos și fițos, ce ne mai place. Dracu să fii cu ciorba. Dă-i, dă-i, că dai degeaba. Ia zi, Ilarie, ce vrei să dau? Nu mă interesează, cred că asta e linia mea cu siguranță. Ia, 6-6 e bine? Care, pe 3-1. Ce 3-1? 3-1, da, hai, bă, bă. Hai, bre! Hai, bă, băi! 3-1! Arată! Păi ce, mă, să stai și în față? Mă, băieți, nu puteți să dați și voi cu zarurile alea mai încet? A? Dă-mă în șoapte cu ele. Fetele, în șoapte, să nu vă audă grațiluși, că se concentrează. A? Ai auzit ceva? Normal că le-am auzit! Ce să le fac, mă? Eu am încercat, le-am și vorbit, tu ai fost martoră. Dar e încăpățânată, n-ai cu cine. Și până la urmă, asta este la table, madame. Așa se joacă în viteză, că altfel nu mai a pus să scos plurile din casă, da? A, de asta vă era vouă. Păi de ce nu vorbiți, mă, cu mine, mă, băieți? E mânuța, da? Grațiela de tabla înapoi! Ia să se facă! Du-te, mă, după ea, ce mai faci? Da, du-te, mă, da, dacă ești așa viteză. Du-te tu! Păi și eu... Gata, băie, s-a rezolvat. Lași jucăția. Ce mă, cum vrea asta? Mi-a lăsat fără puluri? Și fără zaruri. Patroana de la Miriștea are în restaurant un laborator secret în care prepară cocaină. Wow, mă simt cam Breaking Bad. Da, cam. Auzi, ce... Ce e asta? Că am mai auzit, dar nu știu ce e. Este un serial cu un profesor de chimie care află că mai are puțin de trăit și se apucă să prepare cel mai pur drog de pe piață ca să-și asigure familia din punct de vedere financiar. Wow! M-ai făcut curios, trebuie să mă uit și eu să... Dar ce zic eu să mă uit? Ne uităm împreună, că, dar ce să ne uităm? Mai bine îmi povestești tu, că povestești așa frumos. Scuze, de fapt eu credeam că e ceva legat de pat. Și au arestat-o. Pe cine? Ah, pe Coana, pe... că e în spital. Că a mimat infartul ca să se sustragă urmăririi. Mă rog, ca toți infractorii de altfel. Poliția a descins la locație. Încă nu. De-abia am aflat eu din informațiile mele și tocmai de-aia ți-am dat ție prima informație ca să vezi cât de important ești pentru mine. Adică presa, da, în general. Am înțeles și am rămas fără cuvinte. Nici nu știu cum să vă mulțumesc. O să vină și momentul ăla. Da, până atunci o să facem în felul următor. Sigur, vulturii statului paralel o să mă acuze că sunt și eu implicat, pentru că tântălău de Mârlanu lucrează cu Coana Chirița. Mamă, păi Breaking Bad e mic copil. Ăsta e deja fusion cu House of Cards. Fusion. Da, fii atentă. Dacă iese scandal, vreau să scrii că președintele l-a infiltrat pe Mârlanu în filiera traficanților ca să-i poată destructura. Bine, împreună cu poliția.
Am înțeles. Atunci aștept semnalul dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce faceți pentru mine. Îmi sunteți ca un al doilea tată. Un dulce. Wow. Mi-a zis Sugar Daddy. Nu e rău pentru a treia întâlnire. Trebuie să mă uit și eu pe la televizor, pe la filme de-astea, să nu par plafonat. Vre, dacă dau ce trebuie și am sărit, să n-am paie la măgări dacă nu ți-am luat linie. Dă-mi măsa! Sar din marți în marți! Ia de-te, mă, de aici! Dă-te de aici, sun! Na, mai luați-o dacă puteți! Șeful, ne lua tablele și nu vă să scoate nici mâna! Ilarie, nu plânge, că rezolv imediat! Bravo, șeful! Măi, conștient-o, mă, cum îți permis să periclitezi participarea secției noastre la Dacia ta? Ruși! Mă, te mănânc, mă! Ce nu mai face omul ăla așa, că mă gândil? N-am zis nimic. Păi nu pot să o scot! Vino aici și stai lângă mine mai repede! Tablele! Da? Sunt joc de noroc, mă! Cazarurile ca pălmașii. Nu mai veniți cu vrăjeala că trebuie să vă antrenați, că voi n-aveți nevoie de antrenament. Sunteți buni? Stăm pe dracu, că mai am nevoie de antrenament. Șeful e înaintat, că 6-6 nu e. Mai mișcă. La mine se vede că nu mai m-am antrenat de mult. Îndu-te un pic, că până la urmă rămâne fără falange. Anțele! Stai, Ilarie, nu plânge, că rezolv eu. Șapre! Bravo, bravo, prieteni! Șeful, ne lua tablele și nu văd să-ți scoate nici mâna! De ce mai măgat în față? Ce să, dacă mi-a venit? La tine, Ilarie!